După modelul Sile Cămătaru, un deținut din Giurgiu ținea frâiele unei rețele de traficanți de droguri care alimenta piața din București cu stupefiante aduse din Turcia. Descoperirea a fost făcută întâmplător în timpul unei acțiuni a procurorilor DIICOT din capitală. Ana Maria Roman știe mai multe despre acest dosar. Ana, bună seara! Bună seara, Ion. Alexandru Adrian a fost condamnat pentru trafic de droguri și se află închis la penitenciarul Giurgiu. Odată încarcerat, anchetatorii DIICOT credeau că au scăpat și de activitățile acestuia ilicite. Surpriză însă, fiind pe urmele unei grupări care aparent se ocupa cu traficul de stupefiante, au dat din nou de el în interceptări, dând indicații, dând închisoare. Acum s-a ales cu un nou dosar penal, după ce ieri cei de la DIICOT i-au reținut colaboratorii aflați în libertate. Asupra acestora s-au găsit 2 kg de droguri care urmau să fie comercializate în București. Ana, mulțumesc! Un pastor român din